Suntem în seria uh, Prinți și Cercetori. Uh, serie care, în care am mers împreună prin uh, epistola lui Pavel către sfinții din Efes și am învățat împreună că epistola e împărțită în două. Primele trei capitole vorbesc despre identitatea noastră în Hristos, câștigată cu un preț mare. Ultimele uh, trei capitole, de la 4 la 6, vorbesc despre, ok, și acum ce? Dacă ăștia suntem, cum ar trebui să trăim? Și indicativele din prima parte a cărții se transformă în imperative în a doua parte a cărții. Dacă mai știți gramatica de clasa a 6 a șaptea a șaptea. Pe vremea aia mergeam la Olimpiade. Deci, zic. Bun, în primul mesaj învățam că am fost înnobilați prin har. Am primit o nouă identitate că am fost luminați prin Duhul, să cunoaștem lucrarea lui Dumnezeu. Am fost înviați prin Hristos, pentru că noi de fapt eram morți. Avem o problemă mult mai mare decât un pic bolnav pe aici, pe acolo. Tumora ne-a dat de cap, eram morți, am avut nevoie să fim aduși la viață, din cimitir în glorie. Apoi aflam că am fost uniți. Nici străini, nici oaspeți, ci prin Hristos am fost adoptați în familia lui Dumnezeu și am fost făcuți familie a Lui. Uh, apoi aflam că, deși suntem diversi, există o singură Evanghelie. Și pentru grec, și pentru evreu, și pentru român, și pentru țigan, și pentru femeie, și pentru bărbat. Uh, și în, în ultimul mesaj, din prima parte, aflam că am fost întăriți să îl cunoaștem pe Dumnezeu. Să experimentăm uh, lungimea și lărgimea și înălțimea și adâncimea dragostei Lui și să ne știm iubiți de El, pentru că de acolo, din, din înțelegerea asta, vine toată viața noastră, decurge toată viața noastră de creștini. A doua parte, intrăm în zona practică. Aflam că avem o nouă garderobă. Schimbarea este posibilă prin Hristos. Aflam că avem un nou model în viață. Hashtag vreau să fiu ca tine. Isus e modelul nostru, dar Isus e mai mult decât modelul nostru. El e mântuitorul nostru. Aflam apoi că supunerea în căznicie. E o aplicare a Evangheliei, la fel cum conducerea sacrificială a soțiilor este o aplicare a Evangheliei. Apoi, Pavel adresează relația dintre părinți și copii și am zis noi părinți nobili, copii nobili. Și cum se poartă niște părinți care au o nouă identitate și cum se poartă niște copii care au o nouă identitate. Și ultima dată, reflectam împreună la faptul că Evanghelia redefinește relațiile de muncă cum se raportează angajatorul la angajat și angajatul la angajator, la șef și așa mai departe. Am ajuns la mesajul 12. Ultimul mesaj din cartea Efeseni. Cel puțin pentru mine a fost un exercițiu extraordinar și, și să pot să studiez această carte la rând împreună cu voi, și pentru mine, dar și împreună, a fost extraordinar. Vom fi astăzi, vom poposi în Efeseni, capitolul 6, cu 10 până la final. Dar, dar, era probabil anul 2000. Eram în Alba Iulia și am mers până la piață, piața din centru, și în timp ce mergeam pe la Tarabe căutând ceva legume proaspete, m-am trezit fixat cu privirea de către o, de către o persoană femeie dintr-un anumit grup etnic care e de obicei preocupat cu supranaturalul în România. Și în timp ce mergeam pe la Tarabe, mă uitam peste umăr și era așa, era câteva rânduri mai încolo și și am prins privirea și apea mea. Și în timp ce tot încercam roșii și castraveți, și nu știu, era tot după mine și făcea cum făcea și se tot apropia. Uite așa, aveam fluturași în stomac, eram nu știu ce se întâmplă. Uh, într-un final mi-am luat toate plăsuțele, le-am aruncat în ghiozdan, eu și pe atunci eram destul de mult cu bicicleta, m-am dus, mi-am dezlecat bicicleta și o văd, era în linie dreaptă și venea spre mine. M-am urcat pe bicicletă și am dat și nu merge... Nu! Uh, m-am urcat pe bicicletă și am început să pedalez și în timp ce plecam din piață, strigă după mine, te știu! Te cunosc! Cu aceeași privire laser. Și eu eram m au urmărit zile întregi și săptămâni întregi experiența asta. Și iată, zeci de ani experiența asta. Pentru că cred că asta venea la luni de zile după ce am devenit un ucenic al lui Isus. Pentru mine, el a fost un moment în care am zis, wow, sunt cunoscut. Și nu cunoscut de oamenii din oraș, că eh, Sorin e cunoscut în al doilea. Nu, sunt cunoscut în mediul spiritual. Și m-a speriat un pic. Pe de o parte m-a speriat că am plecat așa, pe de altă parte, în timp ce mergeam spre casă, eram, păi să stai puțin, că dacă Duhul lui Dumnezeu este în mine, eu trebuie să mă întorc invers și să merg înspre ea și să am acea conversație și poate să pun mâna peste ea și să-i cer Duhului să plece din ea. Mă urmărește experiența aia, după cum vedeți. Noi suntem prinți și cerșetori. Am fost cerșetori, iar prin Hristos am fost adoptați în familia Lui. Am fost înnobilați prin Har. Am primit o nouă identitate, o nouă moștenire, dar și noi responsabilități. Dacă ar fi să întrebi un cerșetor sau un homeless, Hei, cu ce te preocupi? Cu ce îți consumi ziua? Probabil că va zice, bă, unde e următoarea masă? unde o să dorm la noapte? Și de unde se iau haine gratis? În orașul ăsta. Cam astea sunt. Nu -are, are o bătaie foarte lungă, nu? Nu se gândește la peste 20 de ani când se căsătoresc copiii noștri și alte. Nu, e următoarea masă, următorul somn, următoarea cârpă pe care o pune pe corpul lui. Dacă discut cu un prinț de altă parte, o, preocupările sunt diferite. Are o imagine de ansamblu asupra vieții. E preocupat de lucruri mai înalte, de treburile împărăției, de relații internaționale, de interacțiuni cu autorități. Puteri politice, chestiuni de conducere ale împărăției, ajutând regele să gestioneze diferite tensiuni și diferite chestiuni din straturile societății. E bine, e bine, genul acesta de dinamici caracterizează acum viața credinciosului, care nu mai trăiește ca un cerșetor pentru ziua de mâine, ci care luptă alături de regele lui pentru unitatea împărăției din care acum face parte, care luptă pentru victoria finală asupra dușmanilor împărăției. Prinți, prinții din familia regală britanică sunt trimiși acolo unde suveranul nu poate să meargă. Sunt trimiși acolo unde e nevoie de prezența sau uh, poziția coroanei pentru a sta în locul suveranului. La aceasta suntem chemați și în seara asta prin pasajul ăsta. Am numit titlul prinți mesajul prinți războinici. Cum arată lupta spirituală? Și cum biruim. Dar haideți să ne, să ne uităm în scriptură și să începem de aici. Efeseni, capitolul 6, începând cu versetul 10. În cele din urmă, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați toată armura lui Dumnezeu, ca să puteți sta în picioare împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi nu luptăm împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva conducerilor, împotriva autorităților, împotriva puterilor acestui veac întunecat, împotriva duhurilor răutății din locurile cerești. Wow! De aceea luați toată armura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua aceea și după ce ați înfăptuit totul, să rămâneți în picioare. Așadar, stați fermi, având coapsele încinse cu adevărul, fiind îmbrăcați cu platoșa neprihănirii sau dreptății și având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei Păcii. Pe lângă toate acestea, luați scutul credinței, cu care veți putea stinge toate săgețile aprinse ale celui rău, luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Rugați-vă în orice vreme în Duhul, aduceți, aducând tot felul de rugăciuni și cereri, vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciunea pentru toți sfinții. Rugați-vă și pentru mine, pentru că atunci când vorbesc, să mi se dea cuvânt, să fac cunoscută cu îndrăzneală taina Evangheliei, al cărei ambasador în lanțuri sunt. Rugați-vă să vorbesc cu îndrăzneală, așa cum trebuie. Ca să știți și voi lucrurile privitoare, cu privire la, privitoare la mine, și ce fac? Vă va spune Tihicus, prea frate și slujitor credincios în Domnul. L-am trimis la voi tocmai pentru aceasta, ca să cunoașteți detalii despre noi și să vă încurajeze inimile. Pace, fraților, dragoste și credință de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Isus Hristos. Harul să fie cu toți cei ce iubesc pe Domnul nostru Isus Hristos în curăție. Amin. Tată, bun, îți mulțumim pentru ocazia asta de a sta în cuvânt și te rugăm să ne vorbești și să ne întâlnești. În numele lui Isus. Amin. Bun. Nu putem vorbi despre un astfel de pasaj fără să vorbim despre sau să abordăm tema răului în, în lume. E un subiect inconfortabil, mai, mai ales pentru un oraș cultivat și rafinat ca Bucureștiu, pentru că dacă vorbești de rău trebuie să vorbești și de bine. Și dacă vorbești de rău și de bine, vorbești de absoluturi morale. Și e o chestie care culturii noastre, în vremurile noastre, nu merge prea bine. Pentru că vorbești despre adevăr și despre minciună. Ah, și scârție conversația culturală pe subiectul ăsta. În Biblie, răul vine de la două creaturi care au ales să se revolte față de Dumnezeu. Îngeri și om și oameni. În Asia, în Africa, viața e văzută ca o luptă între bine și rău. Totul se învârte între aceste două concepte, Ying și yang și alte variațiuni pe tema. Um, astăzi vom învăța împreună cu cine luptăm, respectiv cu Satan, cu ce luptăm sau împotriva a ce luptăm, împotriva uneltirilor și, și retlicurilor diavolului și cum luptăm cu tot ce avem. Hai să le luăm pe rând. Cu cine ne luptăm? Ne luptăm nu cu sânge sau cu carne, zice Pavel. Dacă nu crezi în diavol sau satana, ai vrea să iei în considerare că s-ar putea să gândești simplist realitatea? Bucureștenii, cum ziceam, sunt tot mai sofisticați, tot, tot mai sofisticați, tot mai nuanțați, tot mai rafinați. Nu e loc de o persoană rea în esența ei, precum satana. Decât dacă cineva e verde la față și face spume la gură. Atunci hmm, s-ar putea să se gândească că ceva e necurat acolo. Um, bun. S-ar putea să ai o perspectivă culturală îngustă, dacă culturală îngustă, dacă nu crezi în satan. Majoritatea culturilor din lume au un personaj nefast, întunecos, care se potrivește descrierii lui satan din scriptură. Sunt mai multe lucruri în cer și pe pământ decât pot fi imaginate de psihologie și sociologie. Crezi în Dumnezeu? Atunci de ce nu crezi în, într-un inamic al lui Dumnezeu? Dacă Biblia are dreptate și are dreptate, atunci nu poți înțelege și cu atât mai puțin înfrânge întunericul din inima ta, din familia ta, din orașul tău, fără intervenția lui Dumnezeu. E mult mai mare decât tine. Suntem depășiți ca forță și influență. Dar dacă Dumnezeu e de partea noastră, putem să biruim. În al doilea rând, cu ce ne luptăm? Pavel zice aici cu uneltirile împotriva uneltirilor diavolului. În, în greacă e cuvântul metodia. Ghici ce e? Metode. Scheme. Um, el are un, un arsenal întreg de uneltiri pe care le poate folosi pentru a ajunge la noi. Uh, Într-un alt loc, Scriptura zice să nu ignorăm mijloacele de amăgire ale celui rău. Uh, și acum aș vrea să ne uităm la două erori pe, în care putem cădea și două seturi de strategii pe care Satan le folosește împotriva noastră. Pe de o parte, riscul e să subestimăm puterea puterilor autorităților și așa mai departe. Lupta noastră nu e împotriva sângelui și a cărnii, zice Pavel. Și cuvântul luptă de aici e un cuvânt, e un cuvânt care reflectă o încăierare a la lupte greco-romane. E pe viață și pe moarte. E cu zgâriat și cu scos ochii și cu dislocat încheieturi și așa mai departe. E o luptă crâncenă. Nu e stau la distanță cu drona și fac treabă. Cum se poartă luptele în zilele astea. Una e să lupți cu arc și săgeți, alta e să fii tăvălit în noroi și să simți că în orice moment viața ta se poate încheia. Prin enumerarea autorități și conduceri și puteri și duhurile răutății, amplifică, de fapt, lupta, inamicul și cât de redutabil sunt, este acest inamic al nostru. Deci, o eroare e că putem să subestimăm. Cealaltă eroare e că putem să supraestimăm. Să, să supraestimăm. Și sunt acei oameni pe care dacă îi întrebi cum o mai duc sau ce se, ce se mai întâmplă, a, iar am dat-o în bară, Satana ăsta. Și tot ce se întâmplă e Satana. Riscul e să subestimăm sau să supraestimăm. Pavel ne spune să rămânem în picioare. Nu dispera în mijlocul luptei, ci așteaptă-te la victorie, nu la înfrângere. Deci nu supraestima puterea. Două categorii de minciuni ale uneltirilor diavolului. Acum, apropo de dușmanul lui Dumnezeu, două cuvinte sunt folosite în, în scriptură și unul e aici, unul l-am zis eu. Diavol înseamnă mincinos sau calomniator. Iar satana înseamnă vrăjmaș, înseamnă inamic, oponent. Da? dar cum ne influențează? Cum, care i rolul lui Satan? Cum, ne luptăm cu el? Cum se luptă cu noi? Cum ne... Noi avem acasă o pianină. Naomi e profesor de pian. Și dacă uneori fie intră, fie studiez eu acolo și copiii intră în cameră și vorbesc un pic mai tare, sau dacă deschizi capacul și apeși pedala aia de sustain, în momentul în care vorbești, auzi pianul că rămâne... Pe o anumită notă. Corzile alea, fără să fie atinse de mine, fără să ating vreo clapă, au intrat în rezonanță cu vocea mea. Și vibrează doar corzile alea care sunt pe aceeași tonalitate cu vocea mea. Cum îi zice? Cu frecvența vocii mele. Mă scuzați, domn profesor. Uh, ok? Ei bine, cam așa acționează și diavolul. Wow! Oh. Diavolul nu poate face o persoană bună rea. Diavolul poate face o persoană viciată și mai rea. El poate lucra cu defectele tale și, te po și le poate amplifica prin minciuni. De aceea ni se spune în Efesem 4, Nu lăsa să apună soarele peste mânia ta. Nu-i da prilej diavolului. Dacă ești plin de amărăciune, atunci îi dai prilej, îi dai ocazia să te domine, să-ți sucească inima și mintea și intri în jocul lui. El e un uneltitor, e specialist la asta. Așadar, două moduri în care diavolul ne minte. Pentru că vedeți, Tom și Jerry, mari teologi. Când Tom vrea să facă nu știu ce, are un înger bun aici și un demon dincoace. Și ăștia tot zic unul într-o oreche, unul în alta și la un moment dat se și ceartă între ei și ăsta, bă, stați mă, cum eți? ce faceți aici? Și ne luăm teologia din Tom și Jerry. Dar satan e mai, e o caricatură a ceea ce înseamnă lupta spirituală. Nu așa arată. Diavolul e mai șiret de atât. El va stimula dialogul interior din inima ta. Prin ispitire sau prin acuzare. Asta ne spune Biblia așa operează el. Ispitirea te face să ai o părere prea înaltă despre tine însuți, așa că ajungi să faci lucruri pe care nu ar trebui să le faci. Acuzarea e modul lui Satan de a te face să ai o părere prea joasă despre tine însuți, te face să te disprețuiești, să te urăști pe tine însuți, așa încât să ajungi să faci lucruri pe care nu ar trebui să le faci. Ambele sunt uneltiri ale celui rău, și ispitirea și acuzarea. Prin ispitire, <coughs> Satan îți ascunde sfințenia lui Dumnezeu. Și ura lui Dumnezeu față de păcat. Și zice, e, stai liniștit. Dumnezeu e plin de har, e plin de dragoste. Nu se va întâmpla nimic. Prin acuzare, Satan îți ascunde dragostea lui Dumnezeu și harul lui Dumnezeu. Și amplifică um, sfințenia lui. Ispitele și acuzațiile sunt minciuni în esență. Și una și alta folosite de satan. Și acum, Thomas Brooks, un pastor din anii 1600 ceva, secolul 17, a scris o carte pe nume Precious Remedies Against Satan's Devices. Remedii prețioase împotriva uneltirilor lui satan. Și are o listă și de ispite, și de acuzații, Uh, extraordinară, de acolo o să ne uităm la șapte ispitiri și patru une uh, acuzații. Stați cu mine! <laughs> uh, cum ispitește Satan? Îți arată momeala, dar nu și cât câ ligul. Te face să duci la plăcerile de pe termen scurt ale alegerilor tale, dar îți ascunde mizeria pe termen lung pe care vei experimenta. Doi, te face să raționalizezi păcatul ca virtute. Nu sunt lacom, sunt strângăreț. Nu sunt bârfitor, dar sunt preocupat, îmi pasă. Nu sunt alcoolic, sunt o persoană sociabilă. Al treilea mod, arătându-ți păcatele liderilor creștini, ca tu să-ți spui, eh, dacă și el a făcut lucrul ăsta... Nimeni nu e chiar atât de pur cum vrea Dumnezeu. Apoi, Satan accentuează mila lui Dumnezeu, așa încât să-ți spui, „Ea, fău, Dumnezeu oricum te va ierta, e jobul lui să ierte. Sau, te umple de amărăciune din cauza suferinței sau a, a muncii tale asidue, chiar în domeniul lucrării creștine, ca să, ziți, ca să ajungi să zici am suferit destul, așa că merit beneficiul ăsta. Cam așa a sunat raționalizarea păcatului de către Ravi Zacharias. Dacă ați urmărit investigațiile și scandalul post-mortem despre Marele Apologet, cam asta se întâmpla în mintea lui. L-am slujit pe Dumnezeu, deci merit și eu niște beneficii. Apoi satan ne arată cum oamenii răi par aduce vieți grozave, auzi? Așa că ajung să gândesc N-am decât să fac și eu asta. Oricum, respectarea regulilor nu are beneficii. Și în ultimul rând, o, o ultimă ispită, te face să compari o sferă a vieții tale cu o altă sferă a vieții tale. Și ajungi să gândești, hei, sunt așa de bun aici, fac toate astea, fac astea la alte bine, eu chei okay ca în sfera asta să nu miasă -mi lucrurile câteodată. Și compari. Com compari Zone în care Dumnezeu îți dă har și favoare și biruință, cu zone în care nu te descurci bine și, și o bași supreși. E ok că mă descurc bine dincolo. Uh, o formă extremă a acestui tipar de gândire o au uh, killerii mafiei. Eu o iubesc și o ascult pe mama. O respect, îi port de grijă, fac tot ce vrea ea. Da, o omor oameni uneori, dar o iubesc pe mama. Și iubesc pe mama și iubesc pe mama. Right? Și, -și raționale, de, băi, mafia, -ma dacă o iubesc pe mama și îmi respect familia de origine și, și, țin acolo și sunt dispus să mor pentru familia mea, e ok că o mor alți oameni în proces. Cum folosește satan acuzațiile? Iată câteva acuzații din arsenalul lui. Ne face să ne uităm mai mult la păcatul nostru decât la Mântuitorul nostru. Cărțile de, de parenting din ultima vreme spun că pentru fiecare uh, cinci uh, cuvinte mai dure, poate insulte, Doamne ferește, pe care le adresăm copiilor, ar trebui să, să le dăm și cinci, pentru fiecare o intervenție mai dură, trebuie să venim cu cinci intervenții mai pline de har, cu cinci. Uh, complimente, cu cinci momente de laudă ca să echilibrăm cumva psihicul copilului. Așa că pentru fiecare privire pe care o arunci către păcatul tău, trebuie să uiți de cinci ori la Hristos. Iar Satan va face tot ce poate să se asigure că nu faci asta. O a doua acuzație a lui Satan ne face să obsedăm legat de păcatele trecute care au produs daune, care nu pot fi reparate. O a treia acuzație ne face să credem că necazurile prin care trecem sunt cu siguranță pedepse de ale lui Dumnezeu pentru ceva ce am greșit, pentru neascultare. Sigur e asta! Așa că ajuns să-ți spui nu s-ar fi întâmplat dacă Dumnezeu n-ar fi supărat pe mine. Am greșit ceva. Trebuie să mă mai pocăiesc de ceva. Și stai și te tărăști Zi după zi, căutând prin fapte, până la urmă, favoarea lui Dumnezeu. O a patra acuzație ne face să credem că luptele interioare și sentimentele pe care le avem sunt incompatibile cu calitatea de creștin. Așa că ajung să-mi zic, dacă aș fi creștin, nu m-aș lupta cu chestia asta. Dacă aș fi un creștin adevărat, nu aș avea gândurile astea. Recunoști vreuna din astea? Satan se joacă cu tine, precum Scar în Lion King cu acel șoricel în peșteră. Mergeți și vă uitați după aia. Se joacă o pisică cu un șoricel. Ați văzut cum se joacă. Îl prinde, dar nu chiar îl prinde, dar îl mai lasă să alerge un pic. Dacă picăm în oricare din ispitele astea sau acuzațiile astea, exact asta, intrăm în jocul lui. Nu trebuie să te ia prin surprindere uneltirile lui. Trebuie să știi cum luptă și să te echipezi pentru luptă în mod corespunzător. Acum, am ajuns la al treilea punct. Mai avem un pic. Rezistați. Cum luptăm? Cu tot ce avem. Iar asta înseamnă armura lui Dumnezeu. De două ori în pasajul acesta, Pavel spune, și la început, și și în, în 14, îmbrăcați, Toată armura lui Dumnezeu, toată panoplia, tot arsenalul lui Dumnezeu. Isus a câștigat războiul, aflăm în capitolul 1, 19 la 21, Iisus a câștigat războiul. Ne-a dat poziția înaltă, alături de El, în locurile cerești, 2 cu 6. Noi suntem așezați în locurile cerești împreună cu Hristos. Așa că lupta, nu o să mai trec prin tot argumentul ăsta, lupta e una defensivă. Ok? Războiul e câștigat. Ce experimentăm noi e o luptă izolată cu, așa mai pe, în cădere mai dă cu ceva. Ca să zic așa, satan. În cădere. Războiul e câștigat. Asta e o luptă defensivă în care ne asigurăm că ținem, strângem rândurile pentru regele nostru. Așa că toate elementele din armură sunt elemente defensive, și chiar și sabia e o sabie scurtă care era folosită mai degrabă defensiv, în luptă corp la corp. Dar intrăm în, în toate acestea imediat. De patru ori Pavel ne spune în acest pasaj să stăm. Stați. Stați fermi. Împotriviți-vă. După ce ați făcut tot ce v-am zis să faceți, să stați. După ce, când vine ziua aia rea, să stați. Cei care umblă de mai mult timp cu Isus vor înțelege altfel în îndemnurile astea. Cei care au două, trei, patru, cinci decenii de umblare cu Hristos vor auzi altfel acest stați al lui Pavel. La finalul vieții, după toate suișurile și coborâșurile, realizează cât de importantă e perseverența pentru creștini. Care sunt elementele armurii lui Dumnezeu? Haideți să le luăm pe rând coapsele încinse cu adevărul. Acesta nu e un brăcinar care se pune peste rochița aia a soldatului roman cu fâșii de piele și de metal eventual. E un fel de corset care venea de undeva de, din zona pieptului până undeva pe coapse și se lua, era primul element care se lua de către soldatul roman, îi, ținea, îi oferea suport la coloană, suport la șolduri, și strângea toate hainele alea mai lărguțe, ia aia de până la genunchi a soldatului roman, eu ținea strânsă pe lângă corp ca el să aibă mobilitate, dar și să-i țină spatele drept, să nu poată fi ușor doborât. Da? ăsta i brâul adevărului, nu e un brăcinar, o curelușă frumoasă la mijloc. Sensul acestui sensul cuvântului adevăr, brâul adevărului, e, nu e de conținut al Evangheliei, ci e de integritate, de adevăr în adâncul ființei. Onestitate și sinceritate purtată pe dedesubtul întregii armuri. E cu ceea ce începem. Începem cu adevărul să ne echipăm. O și cât de multe avem de suferit când nu suntem integri, Câtă durere și anxietate cărăm cu noi în sufletele noastre când ascundem ceva. Ce povară ne se ia de pe suflet atunci când mărturisim față de cineva că i-am greșit, că l-am nedreptățit. Cel puțin în relația cu părinții, toți am ascuns ceva. Băi și parcă a venit ca un moment de ușurare când am fost descoperiți. Oh, apăsa pe sufletul meu minciuna asta, chestia asta pe care am greșit-o și am ascuns-o față de tine a nu fi încinși cu integritatea, cu adevărul, cu onestitatea, ca fundament în lupta spirituală, ne expune din start atacurilor celui rău. Pentru că ne mișcăm greoi, suntem lenți în a ne asuma greșelile, în a ne pocăi. Sau chiar cădem în păcatul de a acționa precum dușmanul nostru, care e mincinos și tatăl minciunii. O, și cum să lupți cu el, cu armele lui și să și câștigi? Imposibil. Așa că încinge-te cu adevărul. În al doilea rând, Pavel zice, îmbrăcați-vă cu platoșa neprihănirii. dreptății. acest element de armură vine din Isaia 59, unde Dumnezeu însuși poartă o platoșă a neprihănirii, a dreptății. Exact așa e descris. Asta înseamnă că nu se referă la dreptatea pe care ne oferă Isus prin jertfa lui pe cruce, deși acolo am merge ca și creștini, ci mai degrabă la un caracter drept la loialitate în principiu și acțiune față de legea lui Dumnezeu. A neglija ceea ce știm că e o acțiune dreaptă, neprihănită, înseamnă lăsa o mare gaură în armura noastră, spune un comentator biblic. Soldatul roman purta uh, această platoșă pentru a-i proteja inima și plămânii, fără de care mai greu rămâi în luptă. Vedeți cum... Acest element de armură clădește pe celălalt. Identitatea noastră nouă, primită prin Isus, ne cheamă la integritate, la dreptate, ne cere să îl reflectăm tot mai mult pe Dumnezeu în viața de zi cu zi, lucru care ne face rezistenți în fața salturilor celui rău. Dacă luptăm pentru dreptate, dacă suntem atenți să înțelegem și să acționăm în conformitate cu legea morală a lui Dumnezeu, dacă legea lui Dumnezeu e într-adevăr scrisă pe inimile noastre și acționăm în consecință, inima noastră nu va fi atinsă de săgețile celui rău. Pentru că știm cine suntem, știm în cine ne încredem și acționăm cu adevăr și integritate. Inima noastră e protejată. Cum arată asta pentru tine la muncă? Ce înseamnă să fii un om integru la muncă? Care sunt modurile în care ești ispitit să, să compromiți dreptatea sau adevărul? Soțule, cum ești ispitit să nu-ți iubești sacrificial soția? Cum ești tentat să acționezi egoist căutând ce îți convine ție? Nu ce știi că o slujește pe ea. Soție, cum ești ispitită să nu îți iubești soțul supunându-te? Foarte contracultural. În ce fel ești tentată să o iei înaintea liderului pe care Dumnezeu ți-l-a dat? Și căruia, apropo, el îi va cere socoteala. Pentru că, bărbate, vei da socoteala de cum îți conduci soția sacrificială. Nevastă, vei da socoteala de cum te supui soțului tău. E scurt pe doi. Dumnezeu ne-a dat roluri și ne-a dat responsabilități în rolurile alea. So, haideți să-L ascultăm. În al treilea rând, Pavel zice, hei, picioarele încălțați-le cu râvna Evangheliei Păcii. Aluze aici la sandalele romane, soldatului roman, niște sandale nituite care nu erau, nu erau flip-flops. Am și eu flip-flops acasă. Nu, sunt niște sandale care erau un fel de bocanci de armată pentru noi astăzi cu un călcâi foarte bine susținut, cu niște chingi care țineau toată lava piciorului și care avea o talpă groasă, ca tu să ai stabilitate pe câmpul de luptă, nu în picioarele goale, pe cioburi și sulițe căzute și așa mai departe. Și atunci, sandalele astea, de fapt, erau, erau parte din echipamentul de război a unui soldat. Evanghelia e cea pe care stăm, care ne dă fundament solid ne ajută să avem o postură fermă, să nu ne alunece picioarele, dar în același timp suntem responsabili să ducem această Evanghelie cu noi în timp ce înaintăm centimetru cu centimetru în teritoriul diavolului, salvând oameni care sunt prinși în plasa minciunilor lui. A ști pe ce stăm, a ști că avem pace cu Dumnezeu, prin jertfa lui Iisus, ne face tari, statornici în fața asalturilor lui Satan. Dacă încă mai crezi că te recomandă ceva înaintea lui Dumnezeu din ceea ce faci tu, s-ar putea să stai în sandalele, să nu stai în sandalele Evangheliei, ci în șlapii faptelor tale bune. Dacă nu te întorci încă la adevărul păcii câștigate de, de Isus prin jertfa lui, ani de zile după întoarcerea ta la Hristos, nu stai în sandalele Evangheliei, stai în șlapii faptelor tale bune. Și nimic nu îl bucură pe satan mai mult decât să te facă să crezi că poți să câștigi în vreun fel favoarea lui Dumnezeu. Să te facă să crezi că atunci când tu te descurci bine, Dumnezeu e încântat de tine. Atunci când mh, o mai dai în bară, Dumnezeu te trimite departe de la El. Dacă nu stai încălțat cu râvna Evangheliei, păcii, atunci vei vedea, atunci vei crede că Dumnezeu te iubește mai mult când stai ferm și mai puțin când... Aluneci. La patrulea rând, Pavel zice, hei, luați și scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile aprinse ale celui rău. Acum, când zicem scut, cel puțin uh, generației de la 2000, 90 și ne vine în minte Captain America. Un ligian mic, și mă ascund după el și da de mă protejează și ricoșează din el gloanțe și... <laughs> scutul de care vorbește Pavel aici este un scut de un metru, un metru 20, din lemn cu inserții de metal și cu piele, piele groasă sau straturi multiple de piele, pe care soldații romani le foloseau să formeze scutul acela, ca jandarmii români, cu plexiglasul, da? Formează scutul acela și puteau să le țină și deasupra, ca atunci când uh, armata cealaltă trăgea cu săgeți, să poată să se protejeze toți și după ce se terminau săgețile, lăsau scuturile jos și uh, Pe ei! Bun. Ăla e genul de scut. Înainte de luptă, soldații romani își băgau scuturile în apă și le lăsau acolo să se îmbibe toată pielea asta de pe ele, ca apoi să poată să stingă săgețile aprinse ale dușmanului. Scuturile deveneau destul de grele, ca și hainele pe care le bagi la spălat și dintr-o dată uh, se dublează în greutate. Deci soldații făceau un efort uh, să își pregătească scuturile pentru luptă. Dar Pavel zice, hei, luați scutul credinței, exact pentru săgețile aprinse ale celui rău. Acum, dacă... Ne aducem aminte că credința e o convingere cu privire la lucrurile care nu, la lucrurile în care sperăm, o siguranță cu privire la, la lucrurile care nu se văd. Înțelegem cum scutul credinței ne poate proteja gândirea de erori, inima de slăbiciune sau disperare și voința de revoltă împotriva lui Dumnezeu. Pe scurt, cum ar spune Ioan, ceea ce câștigă victoria, ceea ce învinge lumea e credința noastră. Îmi place imaginea soldatului roman care merge la râu sau un lac mare și își bagă scutul în apă. Și îl ține acolo până se îmbibă bine, ca după aia să se întoarcă pe câmp, câmpul de bătălie și, să, și, și scutul lui să fie eficace împotriva săgeților. În Scriptură, apa e simbolul cuvântului lui Dumnezeu. Și atunci, în loc să am o credință care e îmbibată în credințe esoterice, în superstiții, în mofturile mele, în ce-a zis ăla, în real ăla de pe Insta și ce teologie extraordinară acolo, cum ar arăta credința mea dacă e îmbibată în cuvânt până la saturație, în fiecare zi, ca să pot să fac față săgeților arzătoare ale celui rău? De diferite ar fi relațiile noastre cu alți oameni, relația noastră cu munca, relația noastră cu banii, dacă credința noastră ar fi îmbibată în scriptură, nu în altceva. Și cât de ușor am stinge toate săgețile arzătoare ale minciunilor celui rău în oricare din domeniile astea. Dar, al cincilea rând, Pavel zice, hei, luați și coiful mântuirii. Coiful e cel care protejează capul, cea mai expusă și vulnerabilă parte a soldatului. Asta îi permite soldatului ca de după scuturile alea să mai scoată capul câteodată și să se uite în jur, să vadă ce face dușmanul, ce mai pregătește pe câmpul de bătălie, ce abordare nouă, din ce parte atacă. Dar dacă n-ar avea coif, ar băga capul la cutie, cum se zice. Că e mai bine acolo, sub scuturile alea, decât să se uite el în jur să vadă ce se întâmplă. Mântuirea și nu speranța mântuirii ne protejează mintea. Salvarea sau mântuirea pe care știm că o avem în Hristos ne face activi în toate responsabilitățile, știind că suntem în siguranță. Ne face curajoși în toate conflictele, știind că Dumnezeu poate să răscumpere și conflictul acela, bucuroși în toate situațiile, știind că Dumnezeu lucrează în toate lucrurile spre binele celor care îl iubesc pe El. Și mântuirea pe care știm că o avem în Hristos ne face perseverenți până la finalul vieții, știind că pe cei care rezistă până la sfârșit îi așteaptă cununa vieții. Cât de diferit vom trece prin toate? dacă am avea coiful mântuirii pe capetele noastre. Cât de diferit vom ține capul sus în încercări de tot felul, știind că suntem prinți, fi și fiice ale celui preanalt. Cât de conștienți vom fi de toate uneltirile diavolului dacă știm că trăim într-o realitate spirituală conflictuală? Ce claritate va da acțiunilor noastre atunci când vedem mișcările de învăluire ale celui rău? Pentru că ne uităm mereu în jur. Pentru că avem curaj să ne scoatem capul pentru că suntem protejați și, să, și, avem mintea protejată de coiful mântuirii. Ok. Ultima, dar nu cea mai lipsită de importanță, sabia Duhului. Hai că ați rezistat până aici. Încă puțin. Care este cuvântul lui Dumnezeu? Dacă toate celelalte elemente ale armurii sunt pentru protecție, sunt defensive, acesta este singurul instrument atât defensiv cât și ofensiv. Știți din epistola către evrei că cuvântul lui Dumnezeu este o sabie cu două tăișuri. Atât de ascuțită că desparte sufletul de duh și măduva de os. Auci! Sabia menționată e scurtă, cu două tăișuri, pentru luptă corp, la corp. Acea încăierare de care vă ziceam mai devreme, această armă a fost manevrată de Isus în ispitirea Lui. Nu putem accentua destul importanța cuvântului Lui Dumnezeu în lupta spirituală. Suntem o generație, unii dintre noi aici, din misiodei, care am crescut cu Biblia pe masă. Cu presiunea de a o citi, de a memora pasaje din ea, am crescut poate chiar disciplinați de părinții noștri pentru că nu ne-am făcut timp pentru timpul liniștit. Și fără să ne dăm seama, Biblia a ajuns fie o carte trivială, fie o carte prea sfântă pe care o deschid doar atunci când vreau un cuvânt din partea lui Dumnezeu. Și și atunci o deschid la dimineața. Și nu mai este pâinea și apa noastră de toate zilele. O, vai și de noi! Cum să putem noi face ce a făcut Isus cu Satan? Când noi nu putem să o cităm specific, când noi nu o avem înmagazinată în inimile noastre, când noi nu ne hrănim cu ea, când noi nu o cunoaștem. Fie că e vorba de ispite sau acuzații, de idei ateiste sau, sau gnostice, de hulă, disperare sau necredință, de mândrie, ură sau a gândi ca lumea, motoul este scris, e gravat pe mânerul acestei arme. Și autorul ei și interpretul ei ne ajută să o folosim cel mai eficace. Și acela e Duhul Sfânt. Acum, din păcate, nu, nu din păcate am ajuns la final, am ajuns la final, dar din păcate, în limba română, în traducerea uh, în română, versetul 18 începe un alt paragraf, cel puțin în versiunea pe care o am eu aici. Rugați-vă în orice vreme în Duhul, aducând rugăciuni și cereri. Uh, în original, versetele de la 18 la 21 sunt parte din aceeași frază lungă care începe cu, cu cine ne luptăm noi și ce purtăm pe noi, cum arată armura. Și se continuă cu acest rugați-vă și vegheați. Și, în original, astea nu sunt imperative. Imperativele lui Pavel în textul ăsta sunt luați, 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 luați de patru ori. Astea sunt imperativele. Vegheați și rugați-vă sunt gerunzi. Mm, mergeți acasă și căutați. Ele ne spun cum să facem, nu ce să facem. Pavel zice, luați asta, luați asta, luați asta, luați și asta, rugându-vă și veghind. Cum mă echipez? Mă echipez rugându-mă și veghind. Rugându-mă pentru toți sfinții. Și Pavel zice, a, și apropo, rugați-vă și pentru mine. Să-mi dea Dumnezeu cuvânt atunci când vorbesc Evanghelia altora. Pentru că doar așa vom putea sta împotriva uneltirilor diavolului. Doar așa ne vom putea împotrivi în ziua cearea și după ce vom fi înfăptuit, totul, spune Pavel, Pavel, să rămânem în picioare. Aia e victorie. Dacă la finalul vieții am rămas în picioare, asta spune Ioan în, în Apocalipsa, și celor care rezistă până la final, li se va da cu nuna vieții. Rezistă până la final. Și Ioan are aceeași teologie. Nu mergem noi să ne urcăm pe clădiri înalte în București și să scoatem demonii ăia și demonii alți din București. Nu, noi trebuie să rezistăm până la final. Perseverența Sfinților. Despre asta e. Războiul e câștigat. Nu trebuie să facem mari, mare gimnastică teologică și mari cuceriri teritoriale ale nu știu ce duhuri prin București sau România. Trebuie să stăm. Trebuie să stăm. Până la final. Avem victoria. Avem tot ce e necesar. Trebuie să ne echipăm și să stăm. Armura lui Dumnezeu nu e, o unif nu e doar o uniformă de paradă. Oh, ce bine arată. În albăile mai sunt lupte de astea greco-romane și apar barbarii și apar soldații romani și au toată uniforma asta. Armura chiar e utilă, e eficace și e puternică împotriva lui Satan. Așa că nu mai umbla neechipat și vulnerabil. Armura aceasta a fost expusă, a fost purtată mai întâi de Mesia. Dacă vă uitați în, în profeții, sunt profeții în Isaia 59, Isaia 52 și în alți profeți vechi testamentali, unde Mesia e descris ca purtând elemente din armura asta. Și Pavel ia elementele alea și zice, hei, Mesia al nostru a venit, el a venit ca un model, a venit ca un mântuitor, așa că, hei, echipați-vă ca și el. Dar Isus, prin moartea lui și urcarea în glorie, ne dă și nouă. A luat robia roabă și a dat daruri oamenilor, zice Scriptura. Așa că și noi avem acces la ea prin jertfa lui Isus, căci prin el am fost adoptați, înnobilați și înrolați în armata lui spirituală, ca să fim niște prinți și prințese războinice, o fel de Xena, dar nu chiar, care au biruința asupra lumii prin credința lor. Acum, pe cei care cred că Hristos e Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul lor personal, care înțeleg că sângele Lui a fost vărsat pentru ei, pentru noi, cei care se știu înrolați într-un război spiritual datorită lucrării Lui Isus. Vă invit să luăm din pâine și din vin, care este în față și într-o parte și în cealaltă, pentru a ne aduce aminte de sacrificiul prin care am fost adoptați în familie, în familia Lui Dumnezeu și prin care am primit o nouă identitate. El merge înaintea noastră ca unul care a biruit moartea. De ce să ne mai temem?